Partea a doua. Grătarul încă arde. Am adus tava pentru aprovizionat. Albinele încep să simtă hrana. Este ora 20. Lumea începe să se adună aici pentru grătare, pentru protocolul de seară. Hai să vedem în acest răstimp ce se întâmplă în stupină. Oare cine umblă pe aici? Se văd două siluete la orizont. Două siluete suspecte. Oare ce fac acei domni acolo? Cu ce se ocupă ei? După cât se vede, se pare că dau sirop la albine. Așa. Să ne apropiem de ei. Ei sunt Lolec și Bolec, ai apiculturii românești. Știu să facă cea mai bună meserie din lumea asta. Sirogal se cheamă meseria. Sirogal, nene. Așa se cheamă. Băi, Gianni, vreau balet la tine, mă. Balet, mă, balet. Uitați, fetele deja și-au făcut reflexul Pavlov. Iau ce aici. Uitați-vă ce e încat aici, la 12 august. Trebuie să fim pe felie, domnule. Deci, da, nesătulul. Unul înainte de capacele jos. Da, și trebuie lanternă. Eul. Problema cu gaura e cam mare. Tot e să nimerești gaura, mă. Ia uite fetițele ce ies în cap aici. Și pe unde tot acum? Pe unde nimerești? S-au învățat gagicile. S-au învățat fetele aici. Auzi-le. Ia uzi-le ce se agită, fetele. Știi că le vine tainul de seară. Dăm acest sirop pentru a crește producția de polen, bineînțeles. Să nu vă gândiți la prostii, la altceva. Și, bine, și pentru alt motiv, stimulăm ponta măci. În urmă, Neagiane vine și pune capacele. Se cheamă lucru la foc automat. Metoda Lolec și Bolec. Țineți minte, voi breveta această metodă. Cum profesorul Ursu a brevetat stupul minune, voi breveta și în apicultură lucrările de toamnă, Lolec și Bolec. Au ce acolo. Se cheamă linie industrială. Linie automatizată, tată. Dar nu faceți acest lucru înainte de ora 8 seara. Pentru că altfel s-ar putea să aveți surprize să rămâneți fără stupi. Fără familie de albine. Da. Păi, ce să când putem sta așa și noi, ca băieții. Tată, ăsta e secretul apiculturii. Nu stimulezi în august ca lumea. Nu o să vezi familie în primăvară. Și bineînțeles, ne uităm la dragile noastre prietene. Uitați-le ce frumos stau ele la colector aici. Încep să se odihnească. Câțiva trântori își dau seama că au calea închisă. Moartea lor este aproape. Dar viața familiei continuă. Din ce în ce familii învățăm apicultură cu fiecare zi ce trece. Ne dezvoltăm spre industrie, tată. Într-o bună zi va trebui să cumpăr o pompă de benzină ca să dau sirop. Că nu, nu, așa nu avem randament, deci nu. Merge prea greu treaba. Uitați-le, la 12 august, când vezi aceste caturi, când vezi albinele aici deasupra, că bâhâie de albină. Așteaptă, așteaptă. Ia să le vezi acum. Au simțit mirosul de sirop. Gata, sunet. Fetele. Ia uzi-le. Ei, băieți, așa decurge stimularea de toamnă. Până la următorul film, numai bine. Și să nu înghețiți în sec care cumva dintre voi.